Cu toate că la noi în județ nu a ajuns până la această dată niciun bilet de tratament, peste 1300 de pensionari din Sălaj și-au depus de la începutul acestui an cereri pentru a pleca la tratament. Ana Maria Perneș, directorul executiv al Juncta Casei Județene de Pensii Sălaj, a declarat că vârstnicii care vor să obțină un bilet de tratament trebuie să depună la sediul instituției un dosar care să cuprindă o cerere de acordare a biletului de tratament, o recomandare medicală pentru tratament și o copie după actul de identitate. Cererile pentru biletele de tratament se pot depune zilnic între orele 8 și 15 la ghișeul bilete de tratament. De precizat ar fi și faptul că numărul biletelor de tratament care vor fi repartizate județului nostru se va cunoaște abia după ce va fi adoptată legea bugetului de stat pe anul în curs.